Miercuri seara, în jurul orei 17, șoferul unui tir ce se deplasa pe DN72A dinspre Câmpul Lung spre Stoienești, în timp ce urca panta, a tras pe dreapta pentru a lua o pauză. Acesta, un bărbat din Brașov, nu a ținut cont că, din cauza ploilor din ultimele zile, în afara carosabilului, noroiul era destul de mare. În momentul când a vrut să plece, mastodontul a derapat și nu a mai putut să-l urnească din loc. Astfel că întreaga noapte bărbatul a stat în cabina tirului, pe marginea drumului, așteptând ajutoare care să-l tracteze și să-l pună pe șosea. Ajutoarele au venit abia joi dimineața, în jurul orei 9, care mai mult au încurcat decât să rezolve problema. Deoarece tirul avea o încărcătură de 24 de tone de ciment, cei care au vrut să-l ajute au reușit doar să scoată mastodontul cu spatele în stradă, astfel acesta ajungând pe diagonala drumului. Și acolo a rămas, deoarece roata de pe partea dreaptă față a rămas blocată într-un șanț plin cu noroi. Era pe mijlocul drumului? Nu, pe marginea. Și acum ați încercat să-l mutați? Să-l ajutăm să iasă din... Da, e noroi prea mare și n-ați reușit. Și celelalte mașini cum au reușit să treacă? Iată cum e. Pe lângă, prin șans, pe acolo, pe iarbă. Turismele au trecut în iarbă, pe marginea drumului. Cum credeți că mai puteți spune tirul pe roți? Dacă nu vine un camion încărcat, să trebuie obiște nu scoate. Dar șoferul? El poate să miște camionul, dar e încărcat și nu are putere. O roată e în pământ, e în șanț. Una e pe asfalt, una e în șanț și patinează. Și de-aseară spuneți că a fost parcat aici și... Da, a stat toată noaptea aici, nu l-a ajutat nimeni. Și acum pe ziua am vrut să-l ajutăm să-l scoatem, dar nu s-a putut. Dar cine v-a cerut ajutorul? Șoferul? Da, a stat toată noaptea aici, în ploaie, în frig. Pe și acum vine ajutoare? A vorbit? Nu. Domnul de la poliție au sunat pe cineva să vină dinspre Târgoviște. De cât timp e traficul blocat? O oră. Deoarece drumul a fost blocat pe ambele sensuri de mers mai bine de 2 ore, participanții la trafic au încercat să ocolească tirul, trecând astfel pe marginea drumului, dar nici ei nu au ajuns prea departe, deoarece au rămas împodmoliți din aceeași cauză. Însă șoferii aventurieri au reușit în cele din urmă să iasă și să-și continue drumul. Poate că mai pe aici. Încă de la primele ore ale dimineții, un echipaj al poliției rutiere din Valea Mare Pravăț s-a deplasat la fața locului pentru a supraveghea întreaga acțiune, fără să poată face mare lucru în situația dată. De asemenea, oamenii legii din Câmpul Lung au fost prezenți pentru a stabili cauzele exacte ale producerii întregului eveniment. Aceștia au discutat cu șoferul tirului despre împrejurările care au stat la baza acestei situații, urmând să aplice sancțiunile corespunzătoare. Era ea virată, dar tot. După ore în șir de așteptare, în sfârșit, a sosit un camion care a reușit să tracteze tirul blocat în mijlocul drumului. Cu un cablu gros și rezistent, întreaga operațiune s-a desfășurat cu ușurință, iar traficul a fost reluat. Să vă mulțumim pentru vizionare!
Coloanele de mașini de mare tonaj și nu numai s-au întins pe câțiva kilometri pe ambele sensuri. Unii mai nervoși și alții care au înțeles situația și-au continuat drumul, fiecare dintre aceștia urmând să ajungă la destinație cu 2 ore întârziere.